Nota 8, minunat! Nu, merit mai mult! Am învățat toată noaptea! Domnul Rotter nu dă niciodată nota 10, nu e nimic de făcut! Greșit! Asta a aparținut faraonului nu prea mult în comun. Îmi oferă darul persoasiunii. Crezi că ar trebui să te joci cu asta, Clio? Nu spunea tatăl tău că toți acei idolantici sunt blestemați? Mă descurc! Domnule Rotter, am scris perfect totul! De ce nu am primit 10? Pentru că eu nu dau nota 10! Dar merit un 10 cu steluță! Meriți un 10 cu steluță? Probabil are și un neajuns. Pare ciudat! Ar putea reveni ca să te muște. Te rog, mă descurc. Oh, nu, e prea aglomerat. Oh, vom întârzia la o oră. Pariem? Cred că o să-mi placă darul acesta. Tema din seara asta? Distrați-vă! Clio s-a folosit de idolul acela ca de un card de credit fără limită. Da, dar ce te faci când vine factura? O zi perfectă! Fetelor, v-ați îngrijorat degeaba! Nu există un blestem al idolului! V-am spus că mă descurc! Pof! Tim? Ce s-a întâmplat? Nu te-ai descurcat! Oh, ha, 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 ha.